V-ați întrebat vreodată de ce sunt oamenii atât de răi? O persoană răutăcioasă face din atitudinea ei un adevărat sport de performanță. Și cum un astfel de comportament ne poate răni, atunci trebuie să știm cum să ne raportăm la astfel de persoane. Într-adevăr, unii oameni par mereu supărați, în defensivă, așteptând să fie atacați. Cauzele pot fi multiple, dar poate și au originea într-o suferință puternică, poate în modul cum au fost educați, în ce valori le-au fost insuflate. Cred că aș găsi motive suficiente pe care să le identific și să le transform chiar în niște pietre cu care să arunc în oamenii răi. Însă, n-aș face decât să devin eu un om rău. Și totuși, oamenii răi au și ei suflet. Iată, un mercenar de origine rusă a fost ucis în Libia. Urmărind imaginile cu trupul său fără suflare, mi-am dat seama că și simpla sa prezență, fără semne de viață, impunea frică. În momentul în care a fost analizat rucsacul său printre grenade, cuțite și alte materiale folosite pentru a-și ucide adversarul, soldații libieni au găsit câteva pastile pentru inimă, dar și câteva poze cu familia și copiii săi. Un om, indiferent cât de dur pare, are părțile sale sensibile. Și nu spun asta pentru a ști cum să atacăm vulnerabilitatea sa, ci pentru a realiza că mai este ceva bun și în noi, ăștia răi. Revin la întrebarea de început. De ce sunt oamenii atât de răi? Oamenii sunt răi pentru că suferă. Când ești rănit, flămând, când ai sute de vise neîmplinite, când ești nemulțumit de cum arăți, de ce faci, de partenerul tău de viață, de casa ta, de serviciul tău, când puține dintre câte ți-ai propus vreodată îți ies, când mereu iarba pare mai verde pe cealaltă parte a gardului, paharul tău este gol, iar asta produce suferință. Din fabrică, setările noastre au fost realizate perfecte, însă satana ne-a cam stricat. Vestea bună este că nu a reușit să strice chiar tot. Așa că soluția este să facem apel la ce mai avem încă bun în noi. Cei care obișnuiesc să citească Biblia au un argument puternic. Înțeleptul împărat Solomon spunea: dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânci. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, adun cărbune aprinși în capul lui și Domnul îți va răsplăti.